Conform prefecturii, hotărârea Consiliului Local Ploiești nu este susținută de nicio prevedere legală. O măsură similară a fost însă adoptată și de consilierii din Băicoi, care au votat ca polițiștii locali să primească bani în plus la salariu. Legea 250/2011 spune foarte clar, personalul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internului, Ministerul Justiției, de asemenea Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale are drept în timp de pace la hrană gratuită și la respectivele drepturile de hrană. În acest context, poliția locală nu se regăsește în actul normativ. Persoanele care lucrează acolo ar avea acest drept moral, ca să spun, la norma de hrană, dar nu dreptul legal. În consecință, consider că se impune o inițiativă legislativă în care și dânsii să fie cuprinși în aceste prevederi legale. Prefectul intenționează să ceară Consiliului Local anularea hotărârii. În caz contrar, va acționa administrația locală în instanță, acolo unde însă vor să meargă și cei de la poliția locală. În momentul în care vom avea o solicitare oficială cu privire la revocarea hotărârii de Consiliul Local referitoare la acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali, instituția va susține în instanță necesitatea acordării acestui drept financiar. Angajații poliției locale susțin că banii ar fi bineveniți în condițiile în care un angajat câștigă în medie 800 de lei pe lună. Consider că, într-adevăr, această sumă ar fi foarte binevenită, de mare ajutor, ținând cont de salariile micuțe pe care le avem, greutățile fiecare avem, bănci, copii de crescut, de treținut. Acești bani ar fi, încă o dată mă repet, ar fi foarte binevenit pentru toți colegii mei de la poliția locală. Ar fi fost foarte necesară, ținând cont că prețurile au crescut, avem copii la școală, sunt foarte necesare. Pentru munca pe care o facem, eu cred că era necesar. Munca în stradă, avem nevoie să ne hidratăm, să consumăm alimente.